4 milioane de euro, sute de tineri angajați, calificați și ajutați să-și deschidă propriile afaceri. În concluzie, rezultate peste așteptări ale proiectului Siconet al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, care mai devreme cu un an de a fi finalizat, are rezultate peste previziunile celor implicați. Peste 340 de persoane au fost deja angajate, iar proiectul mai are încă un an până la finalizare. Proiectul Siconet este destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani și la un an de la demararea sa în județ are deja rezultate peste așteptări. Este vorba despre proiectul SICO, proiect care deja are un an de când este în implementare și vreau să vă spun că lucrurile stau foarte bine în acest proiect. Dacă la începutul proiectului ne propusesem 1051 de persoane înscrise în grupul țintă, în acest moment, la finele lunii noiembrie, am depășit deja 1150 de persoane înscrise în grupul țintă. Avem, în ceea ce privește indicatorii, foarte bine ne poziționăm și pe partea de angajare, pe partea de mediu rural. 346 de persoane angajate și ne propusesem 455 și mai avem un an din proiect. Avem 262 de tineri care au terminat cursuri, 18 grupe de curs. Mai avem 7 cursuri care în acest moment sunt unele spre final, altele au început, cu 100 de tineri. În cadrul acestui proiect au fost lansate provocări pentru tineri, iar una dintre ele a fost aceea de a veni cu un plan de afaceri. Mai apoi, 14 dintre ele au fost premiate. Avem 14 planuri de afaceri care au fost premiate, stăm foarte bine la toate categoriile de indicator pe care noi ni-i propusese înscrierea acestui proiect. De altfel, pe acest proiect am avut primul workshop unde am prezentat planurile de afaceri. Am avut invitați la acest workshop toți cei 14 tineri care au deschis și au fost premiați, au deschis afaceri. Sunt tineri nimoși care au avut foarte multe idei frumoase, idei inovative și afacerile funcționează. Deci nu doar ne facem că lucrăm, chiar ne facem treaba cu seriozitate. Proiectul urmărește îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEET prin promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă în scopul integrării durabile pe piața muncii a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă. Educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate.